aproape 300 de mii de demonstranți din Franța, de protestatari, au fost ignorați atât de către guvernul Franței, cât și de către Senat, care nu este totuși cameră decizională, dar a aprobat controversata lege a pensiilor, care spre disperarea cetățenilor francezi mărește uh, durata uh, obligatorie de muncă de la 62 la 64 de ani. De ce în Franța demonstrează legat de pensie atât de mulți oameni, iar în România demonstrează atât de puțini și să spune în România că sunt puțini pensionari și că le e fric și că le e greu să iasă din casă și așa mai departe. Bine, bine. Dar în Franța pentru această lege a pensiilor au demonstrat cei mai mulți tineri, deci oameni care urmează să se pensioneze peste zeci de ani. Asta înseamnă să ai conștiință civică într-o parte și asta înseamnă să nu ai educație și conștiință civică în partea ailaltă, ailaltă fiind România.